a spune să rămânem câteva cuvinte. Stăteam așa și mă gândeam că poate suntem în postură îndreaptă de a face reclamă lui Dumnezeu sau poate invers. Dumnezeu ne face reclamă, nu știu cum să primi de sub partea baricadă. Biblia, într-un fel, vorbește de la sine, deci dar mai trebuie să vedem să facem încă o dată reclamă, este cea mai citită carte din lume, din toate timpurile, tradusă în aproape toate limbile pământe. Deci Dumnezeu este cel mai citit autor de-a lungul în istorie, dacă puteți spune ceva. Ce am încercat să facem cu acest proiect? Să ajungem la cititorul român, care într-adevăr a beneficiat de traducerea textului după Septuaginta, trebuie să înțelegem pentru publicul general de ce este textul ecoran și de ce Septuaginta. Poate cum s-a amintit puțin înainte că Septuaginta este prima încercare de traducere a textului din limba ebraică, deci Vechiul Testament a fost scris în limba ebraică, de aceea avem traducerea după textul ebraic. A fost scris în limba română, în englez, în altă limba pământului, ci în limba ebraică, limba ebraică biblică, evident, ebraică de astăzi. De aceea se cere o continuă actualizare a acestui cuvânt, cu specificul limbii respective, cu sănătate cuvinte și expresii care sunt inteligibile doar în limba ebraică, ori aproape netraductibile și încercăm totul să le reducem într-un fel sau altul. Când nu reușim, mai pus în acel lucru, nu trebuie de subsol. Aici am reușit, text încet și așa mai departe. Totul pentru a încerca să pătrundem universul acesta tainic care este scriitorul și cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. De aceea trebuie să-l înțelegem. Mulțumesc!